castel și se răsărea o verde pe marginea șanțului. Mă chema mama de pe unde eram, de la stradă sau din curte, unde îmi pierdeam timpul cu mult folos. Adun o vadră de apă, îmi cerea. Eu luam găleata, mă duceam cu ea la fântână, pășeam ușor, ca în transă. Vedeam drumul la roată, ascultam cum zvârâie lanțuri și cum gâlbâie apa când se umplea găleata de tablă. Învârteam apoi roata invers. Priveam cum se împășoară lanțul pe tamburul de lemn, iar când vadra era sus, agăsam roata cu curligul de sârmă. Mă aplecam, eu eram tot în transă, apucam găleata de toarce și duceam mamei în bucătărie, așa goală, cum nu e de bluze, fără pic de apă în ea. Eu nu puteam fi 100% atent cum îmi cerea tata. Aveam de făcut alte lucruri mai importante și mai urgente. Trebuia să mă duelez pe scările palatului cu gărzile cardinalului Richelieu, să salvez onoarea reginei Franței sau să navighez pe apele nesfârșite ale Amazonului, să mă salveze Pongo din mâinile canibalilor sau ale pigmeilor din pădurile virgine întunecate ale Americii de Sud, pe unde rătăceam în căutarea diamantului galben care, odată descoperit, mă va face bărbat celebru. Asta îmi plăcea mie atunci, la 12 ani, să nu fac nimic și să citesc. În diseară ne răsuflase orice carte îmi cădea în mână, fără alegere și de cele mai multe ori, fără vreun folos. Vorba unui nepot, venit la noi în vizită, tocmai din Germania cea pragmatică. Vorbă spusă după ce a văzut mulțimea cărților din bibliotecă, după ce a aflat, uimire, că le-am citit aproape pe toate. Și la ce s-au folosit? M-a întrebat, apoi nedumerit, fără pic de ironie în glas. Adevărat, întrebarea asta mi-o pot pune acum, pe bună dreptate, și eu. Mulțumesc! Rog să îți spună poemul pe Ioan Derenan. Se anunță o noapte vigilioasă, mi-a zis Ulise cel iute de picior. Cineva uita merele în plasă și plasa putrezit. Muștele murind de plăcere de portocale. O, nici vorbă de hulă. Grecia și zeii și Dumnezei și preoții ei. Cea mai frumoasă zeiță are brațele rupte. Nu mai face nimic. Stă ca o vacă împietrită de atâta nerușinare. Homer nu e orb, precum s-ar putea crede, dar se preface că se spală pe dinți. Între a fi și a nu fi, votează sărutul lui Iuda. Teama celui puternic, structura plebeului. O, nici vorbă de hulă. Pe ziduri, pe bănci, ori cu briceagul pe scorța copacilor tineri, se scrie un nou testament. Nu cu iubire se scrie, nici cu ură, nici cu sânge. Și cu toate deodată, ca adevărul. Dar toate acestea sunt născociri. Gânduri de bețivan ordinar. Realitatea e alta. Dovadă că în poartă mă așteaptă Xantipa să-mi spargă căpățâna, colița de noapte. Leonard Iulian. Eu nu mă ascund, de ce nu am laptop, pentru că le-am pe zic. Hai cu el aici, așa cum îl proiectăm, direct pe ecran. Dacă te lasă la până atunci, îl rog pe Stoicu Richard Sandra să spun un Jindul și scârba. Eu n-am poem, e un poem de Marie Mălai cu Condragi. N-am reușit să-mi aduc poem. Dacă e frig, mie mi-este cel mai frig. Când e cald, mie mi-este cel mai cald. Locul acesta cine l-a ales? La 10 minute de mers e raiul. Fața ta cernită,
mâinile mele tremură. De câte ori vine lepra, sapă gropile comune, le îndeasă cu ce uresc ei și din noi, până se șterg diferențele. Solzii lacului nu știu nimic de grijile noastre. Noaptea alegem vocile, care vin din metale, sapă în lemn, ieși din ce ne spune focul. În jurul vorbelor noastre coboară o casă plină de fum. Nu așteptăm pe nimeni să vină. Sunt ani de când ar fi trebuit să murim. Dimineața nimic nu mai seamănă cu ce știm noi. Soarele e gras, roșu, cancerigen și are față de maimuță. Peștere cu buze lascive de femei, puiază în marea moartă. Precum pătul în burta mamei, nebunia de soroc, semne în cap și în plămâni. Frica. Frica e când vii de afară seara urmărit de trei bandiți, ultimii oameni din oraș. Intri în bloc, împingi ușa în ei, uci treptele câte două, reușești să închizi. Cei afară ieși înăuntru. Taică-tul lucrează la uzina electrică, acum te sfătuiește să ai încredere în forțe. Dar ăsta e un vis. Ei te așteaptă în hol, sunt pregătiți. Și mai am una. Când mergeam la magazinul de jucării cu Harry, îmi spunea, te uiți în sertar, îți alegi soldăței, ce vrei tu, pe culori, națiuni, poziții posibile. Apoi am fost cu Ibi, de aici îmi zicea ea rece, îți alegi unul. Era un cowboy sidefat, cute largi pe pantaloni, foarte închipuit și crăcănat, stătea cu mâinile în aer, ridicând două pistoale, dincolo de platformă. Mulțumesc! Mulțumesc, pe domnul! Îl rog acum pe Petre Domn să citească. Plictiseală. Mă plictisesc îngrozitor. Stau într-un portoliu și răspândesc o carte în care poetul Cașiș este invadat de gândași de bucătărie, în timp ce afară niște cocoși așteaptă eclipsa de soare să poată cânta suplimentar la suprapreț. Revin la Cașiș, el este un cuc claustrofob ce zboară deasupra Mureșului și a unui prăfuit bazar turcesc. Mă ridic, îl arunc în raft pe Cașiș, deschid geamul și sar, căci mă plictisesc ca online. Pâine și circ, celebra zicere a antropotenții se pare că se repetă. Drept care circ avem cât în cape, de pâine mai vedem. Mi s-a părut hazos festivalurile, unul din festivalurile astea, festivalul izmenilor, drept care am pastișat. Ce festivalul doar se știe de vin, de bere, de răchie, sunt festivalul roșii verzi și festivalul cuscoverzi, și acum vine nota bene și festivalul de izmene. Izmene sus, izmene jos, ce le purtăm fără folos și vine lumea ca la urs, că poate pică pe parcurs. Doar în Balcan suntem așa izmani, izmanovici, pașa, că de o lași în bătătură păjești izmana că se fură. Norocul ăștia care vin mai izmenindu-se puțin cu guten tag, guten chiu, va bene, ne lasă numai în izmene. Și așa că am intrat în nuie, va fi izmana uită nuie și cu speranțele perene rămânem și fără izmene. Dar merităm așa un rol, fiindcă românul-i fain și gol. Mărie, viața mi se cură, mă adum izmana de pe urmă, grăbește-te, nu sta în ocol, că plec la dealul popii gol. Nici nu mă îmbrac, că mi-e cam lene, vă las colecția de izmene și las vecinilor pomană, coliva, un prosop, ciocană și dacă o fi să dau azi bir, ne-om revedea la cimitir. Dar cum n-am vreme ca să mor, cum n-am avut nici să mă însor, plecam într-o veselie la festivalul de răchie. Și acolo, ca să știți și voi, îmi dau izmenere punțoi. Că iar vă spun fără de ocol, românul e frumos și gol.
Izmene, azi v-am dat cu carul și mă semnez Ion Izmânarul. Poezie masculinistă, nu feministă. Păi, numai bărbați se poartă izmene. Pentru cine nu știe, a avut un paragraf adichișbam că nu a avut vreme să se însoare. Nu e adevărat, o durează 7 ori și încă e perspectivă să se mai însoare încă o dată. Încă e izmene. Să părăsim puțin acest registru și să-l ascultăm pe George Popovici. Dacă știam că această activitate de citire e cu premii, mă scream de 2 ori la început și la sfârșit. Cine știe? Pentru că poemele sunt scurte, o să vă citesc 2. În jurul meu se zbat în dușmănie 2 aripi ștergând nepăsător tainele ascunse în privirile nopții și nimeni nu poate să-mi spună de ce singurătatea prefăcută în umbră își face prea repede bagajele, gonind înnebunite spre clipa cumpenei supreme. Cum ar fi serile fără arome și râsete sângerând din amurg înspre noapte, fără plop lăstărind lângă ape toiagul vreunui luceafăr pe care coboară ape de somn cenușii, fără zorzoane de fildeș, monede de ceară, sau insomnit târându-se chinuitor spre coapsele tale, tulburate de umbrele ascuțite ale regretelor. Mulțumesc. O rog pe Adriana Weimar. Mai lasă-l un pic pe acolo. Scăbina, vrea să se filmeze, sigur. Sensul. Am învățat să trecem prin timp în tăcere, cu ani povară, cu întrebări nepuse, purtând în ochi toate mările, într-o singură lacrimă scursă. Dar pe un drum neînceput, uitat în memoria unui destin, privirile se vor întoarce și vor găsi sensul. Poetul Ion Hopișor. Doar am zis, mamă. Mai tare și mereu, dacă trebuie să-ți mergi. Destul de rar intru în camera ta. Doar atunci când se deșiră câte un vis cu tine. Clipe îmbălsămate, spracojii, împătrund în oase, fluierând toate anotimpul. De mod, lumina clară a zilei nu te mai atinge. În aerul rece al mătării, sângele meu caută aceeași fotografie. Cristalul numelui îmi sună în urechi, deschizând ca pe o fereastră bucata de cer de la capătul uliței. Acolo te văd prin ochii livezii, întinzându-mi poala cu mere coapte. Întind mâna și mâna ta cu mângâie tâmpla. Ai albit, Ioane. Să ascultăm și pe doamna Arelie Tamicieri. Vă rog pe urmă tare și dacă vreți să vă și ridicați. Decor autumnal. Mi-e toamnă în brâu, pe ume, iar prin plete răzbesc atâtea cârduri de cocoare. Pe poale frunze încurc îmbușorate de suiete, parcă voind să mai desfete genunchiul gol și abia apoi să se coboare să fie sol, călcat de nepăsare. Mi-e toamnă în ciorchinii de suflă, pe rotunz și grei de atâta lăcrămare, din viescu se valor să se adapte, iar coaja vânătă, cărnoasă, stă să crape, ciorchinii mei se adună în ciubare și îi frământă în picioare atâtea gânduri călătoare. Mi-am întocmit pe frunze și pe adâncul din căprui, pe umerii ce încă vor să poarte eșarpe colorate cu miresme de gutui și pălăria pai uitată în cui mănușile din plasa croșetată și bluza aceea dantelată ce am purtat-o atunci odată, îți amintești? De ziua nu știu cui. E așa de greu. Știi, toamna asta proțăpită în calendar a dat năvală peste mine ca înjurătura de birjar trântită peste un armăsar ce mușcă în spume din zăvală, izbind în caldarâm copita. Ah, Doamne,
Nu lăsa la îndemâna mea ispita de a-mi întomni ca frunzele ce cad, nu-mi lăsa verdele de brad și pruncul viu din pântecul de vise să se veșmânte în ruciniu. În prea târziu, mult prea târziu, în copilii de castaniu cu țet crescut în sângeriu. Și de toamnă în calendar, toamnă pe străzi și pe palete, pictează-mi, Doamne, floapele frumos, culegem frunze de pe jos, așează-mi-le în plete, învață-mă un zâmbet cald, o mângâiere în privire și lasă-mă să fiu ce-am fost mereu. E așa de greu? Țin să precizez că eu am rămas pentru totdeauna fidel și parcurg în scrierile mele drumul de la muzica poeziei la poezia muzicii. Pelegrin printre amintiri, într-un balans greu perceptibil, perdeaua de la geam valsează, un câine rebegit de frig la lună latră cu enfază. Mă apasă liniștea din jurul și întunericul de afară, e primul semn că iarna vine, dar eu visez la primăvară. Prin crengi golașe singuratic, doar vântul cântă o sinfonie, mă las purtat de amintiri și evadez în poezie. O multitudine de gânduri renasc în mintea mea mărețe, eu sunt în pragul bătrâneții, dar n-am uitat de tinerețe. Supleate sfarm tot mai adesea o lacrimă de dor târzie și vremea anilor trecuți o retrăiesc cu frenezie. Crâmpeie din viața mea le-am adunat într-un album și mă îmbăt din când în când cu al amintirilor parfum. La tâmple pletele salbite de bruma toamnelor trecute, cu gândul zbor spre tinerețe, cu anii merg spre senectute. Am fost și sunt incorigibil și te iubesc etern, femeie. Nu pot muri nefericit, dar pot muri pentru o idee. Mulțumesc! Mulțumesc! După această mărturisire lirică, s-o auzim pe Ovidie Doina Asfarată. O viață. De câte ori s-a destrămat și ragul viselor rebele, de atâtea ori le-am adunat prinzându-i tarea printre ele. Am spart cu cioburi de lumină oglinda timpului trecut, ca semn de sfăt sub lună ochii în unda unui început. Fugeam cu salturi de panteră în jungla viselor lumești și ochii îmi scânteiau demonic, chemând plăcerile trupești. Sorbeam cu hoho de păgână atomii veșnicului mâine sau frământam dansând sub talpă din corp de aur aspra pâine. Fuior de raze îmi țesea iubirea și o legănam la sânul unui dor, horind pe nestematele de cântec sau jeluind durerea lor în cor. Și câte doamne mi-au adus în cale să-mi umple ziua cu al lor parfum, toate au murit jertfite pe altare, lăsând în urmă dâre lungi de fum. O clipă ochii mei pierdut au raza, lumina și cărarea către bine, orbiți de ceața nepăsării mele și acoperiți cu lacrimi și suspine. Apoi a răsărit din strop de soare, cântând pe strune aspre de zefir, cel mai frumos cadou râfnit de lume, cea mai frumoasă cadră, un copil. Și toate atunci s-au ordonat supuse la zâmbetul și inocența lui. Trecutele dureri și visuri mute, împăturite sunt și puse în cui. Auzim acum pe poeta Monica Rodica Iacu. Fără gaze de eșapament, supraviețuim pe biciclete, fără panică, în criza personală cel mai bine e să facem pluta, dar dacă avem mâinile ocupate, cel mai bine e să fim peretele alb al celuilalt, în care ne regăsim râsul plânsul ca un ecran panoramic, contorsionat de o lume văzută pe pipăite,
în zbaterea aripii de fluture, cai. Nu mai vorbiți dronțuros. Moartea este o odihnă, iar viața o insulă sau o carcasă de gânduri întortocheate, uneori stranii. Așa că nu mai bate clapa cu misterul conștientului și subconștientului, cum spunea James Joyce. Sunt zone obscure, îndoielnice, care mai păstrează memoria fricii prin această normalitate în care prețul e nefericirea, cu nervii întinși la capătul durerii sau nebuniei. Și acum să ascultăm un greu al poeziei de astăzi, Gheorghe Măruța. H-geografie. H-geografie. O, dacă administrația ar îngădui ca eu și poetul de pe strada Episcopiei să intrăm în turma de porci a Radului, oare câte binefaceri n-am pricinuit? Iute ar veni firmele cartagineze și ce-ar mai scrie ziarele și s-ar învârti motoarele, s-ar trezi economia, s-ar amesteca sângele, s-ar înmulți neamul ca mormoloci în mâini, până ar apărea vreun tsunami sau vreun Cernobâl. Ar veni apocalipsa și ne-ar fura jucăria, ne-ar uda cărțile și ne-ar apuca furia. Criza economică, nebunia, apoplexia, s-ar topi de țară, ar ieși morții din morminte. Ar ajunge Falcă, președinte. Să auzim acum pe o poetă tânără, Anastasia Galinian. La gardă. La gardă? Da, o să se facă. Raluca Boantă. Cele mai multe ore le-am petrecut pe bar. Acolo se ia desfuratul și nu se bea bere. Aici etajera nu ține nici măcar un pachet de șervețele și nu este să neam. Lucrurile pe care le spun nu învață mine în petros și este cel puțin o femeie de care mi-a spus o petros. O pereche de sânge băruțați și mici. Dacă vrei liniște, te închizi în baie și faci apa care te plăcează cu tonul. În dormitor nimeni nu se apucără pe nimeni și ce se întâmplă pe holul rămâne pe holul. Cu siguranță cineva te privește. Somnul vine chiar dacă nu cumva picioare în pace. Anastasia Gavrilovici, nu o să sunteți, da? Da. Avem plăcerea să vă auzim. Direct de pe grupă. De dimineață în cap începe măcelul. Mâinile sunt niște ambulanțe de jucărie gonind pe trupul tău în toate direcțiile. Șoferi un psihopat. Uite cum șuieră prin proteză de plăcere și groază în fața prăpastiei. Suficient de țignit să te apropii, asta a ajuns autocontrolul. Am văzut dorința și lupii sterizați de singurătate, le-am simțit disperarea în mine, mirosul gâtului tău,
În cele din urmă, respirația violentă și ochii de Wolfram oprindu-se pe clavicule. Ceva să-mi poată reda calmul în momentele astea. Sunt păpușa urâtă și lacomă. Îmi fac harakiri în baia ta. Cu sânii de cârpă o să-ți astup pieptul, dezbracă-mă sau pune-mi o botniță. La nevoie pot să și plec. Să vină amețala și păsările răpitoare să-mi ciugulească parașuta deasupra ta. Să citesc un poem scurt și unul foarte scurt. Primul se numește Casanova. După ce Casanova a închis robinetul, câinele lui a început să urle atât de tare, încât baia s-a umplut de fantome. I-au spus lui Casanova că trebuie să mai adauge puțină apă rece ca să-și amintească numele tuturor copiilor lui. Sau poate da drumul la apă caldă și va afla numele copiilor nenăscuți. Casanova le-a răspuns că ar face-o cu bucurie, însă vana e deja plină. Fantomele au plecat dezamăgite. Și al doilea? Întoarce o casă bântuită pe dos. Întoarce o casă bântuită pe dos și vei găsi o fantomă cu alți ochi, alt suflet, care se îmbată de frumusețe și se holbează la lume, ca la un buchet de morminte pe care îl pune cu grijă într-un vas nevăzut. Mulțumesc! Rog acum pe importantul poet, Robert Șerban. O fetiță mică și roz își plimbă cu căruciorul cu gheaza din spatele bisericii din Novi Sad, frățiorul mai mic și albastru. Am ascuns de ploaie, deși nu mai picură, sub umbrela unei cafenele. Cer sârboaicei trupe și un expreso dublu și mă gândesc a fulgerat că unul de-al ei l-a omorât acum 100 de ani pe prinț. În piață e pace, copiii nici măcar nu-și vorbesc, iar căruciorul merge mai departe, cu pași mărunți, ca acul de tatuaj, pe pielea bine întinsă a unei fete îndrăgostită de un domn căsătorit. Sorb din ceașca albă pe care scrie, cu litere roșii, Vien 1862. Apoi deschid cartea de poeme a lui Trappel, tradusă în românește de Petre Stoica, și când să citesc, îl văd pe deasupra ei, la o masă învecinată, pe Joachim Sartorius, trăgând lent dintr-o țigară și scriind ceva pe o coală. Un dangăt de clopot, un ropot de ploaie sau un plâns de copil și totul ar porni de la zero, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Scrie tu, fericitule, pentru că endorfine îți pompează în creier? Scrie tu care ai câștigat la loterie și îți plimbi ocarii în ropotele de aplauze ale grădinarilor? Scrie tu, bijutier migălos și tu, sultan al viperelor, despre fericire când coboară din cearcăn, cum se deschid orhideele când apeși un buton, cum îți pierzi mințile când apeși pe un altul. Rog pe solid de spot să citească. Poezie cu pledoarie. Poate că poezia este un act compulsiv, iar versurile rostite o exhibiție ambițioasă, o demonstrație de forță catalitică a voinței. Vei descoperi însă că nu transpir în fața acestui ecran pentru a-ți hrăni voyeurismul. Las televiziunii acest privilegiu. Am trecut prin ceea ce altora trebuie să le fi părut pură nebunie pentru a-ți distinge în sfârșit vocea, în bacarul convențiilor, printre minciunile cu care mă asediezi. Am pedalat disperat pe pistele de bicicletă ale memoriei în căutarea pieselor lipsă și am devenit gâfâind cu o nouă panoplie de dileme. Nici astăzi nu știu unde m-am lăsat pradă somnolenței. M-am prezentat.
tot mai afirm că nu e nimic în neregulă cu lumea. Îmi amintesc încă o vreme când nu ne speream de reacții afectuoase, iar căldura umană nu era etichetată drept inadecvare sau naivitate. Poate că poezia este un măcel confesiv, o formă laborioasă de automutilare. Însă nici vorbele muribunzilor nu sunt cruțate de malaxorul rutinier, în scurt timp topindu-se în butaforie. Poate că e un moft poezia, deopotrivă liberă și omenească. Într-o lume care celebrează tot mai efervescent stupiditatea, în timp ce mimează cu nerușinare meritocrație. Și, în sfârșit, îl propun să citească de Traian Ștefan. Poemul cu Andrei. Pe la amiază mă sună Andrei și îmi spune că ar vrea să ne întâlnim. Dar astăzi este foarte ocupat. Trebuie să încheie raportul final. Spre seară mă sună doctorul de gardă și mă cheamă să iau cartea de identitate, cardul, cămașa, pantalonii, puloverul gri, toate ale lui Andrei. Corpul lui alb e întins pe o masă de beton. Lângă el e așezată inima deschisă ca o pasiflora sau floarea lui Dumnezeu, cum se mai spune. Nici eu nu mă simt prea bine, îi spun doctorului care nu l-a mai putut salva pe Andrei. Simt că inima îmi sare din piept, că o ia razna și era gata să mă întind frățește lângă el. Dar mie îmi cedau doar picioarele. Și acesta era un fel mișelesc de a mi se rupe inima între viața mea și moartea lui. Va trebui, zice doctorul, să mai vii pe la mine, să-ți dau un beta blocant. Dar nu l-a mai căutat pe prietenul meu, doctorul de gardă, care nu l-a putut salva pe Andrei. Îmi las inima să zburde pe holurile acestei mari farmacii, printre euforiile cuvințeniei mele și pe cauțiile raportului final, din care oricum nu voi afla nimic. Bun. Au citit 22 de poeți, după părerea jurului, formată din Vasile Dan. Sunt cel puțin 10 poeți de premiul întâi. Voi fi somat să mă dramatic, să mă rezum la un singur nume. O fac cu dificultate și anunț că premiul pentru lectură publică, pentru poezie, în valoare de 150 de lei neimpozabil, pe care îi primește pe loc, asta este foarte important, merge la Anastasia Gavrilovici. Vă mulțumesc că se poate, putem trece la un moment cu totul și cu totul original. Vasile, dacă știam că va fi acest compus de recitări,